Vă găsiți, stimați prieteni, la proces verbal. Vă spune Bogdan Enache, invitatul meu este domnul Emil Drăgănescu, subprefectul județului Prahova. Bine ați venit, domnule subprefect. Bună ziua, bine v-am găsit. Și în același timp, membru PSD și atât. Da? Zic bine? Da. N-aveți funcție. S-a tot vorbit, Emil la primărie, Emil nu la primărie, Drăgănescu la primărie. Ar fi un candidat foarte bun. Noastră ați dezmințit de fiecare dată public. Domne, nu, niciodată n-am intrat în calcule. Faceți la fel și acum, da? Rămâne cum s-a acum a zis domnul Nanu, ultima oară. În primul rând, cred că am fost primul la dumneavoastră în emisiune, da? Care am anunțat că nu sunt interesat să candidez la primăria municipiului Ploiești. Dar ciudat că oamenii zic că Emil Drăgănescu, adică... Mă simt măgulit de ceea ce spun oamenii, dar în același timp știu că nu sunt în momentul de față nici pregătit pentru a face politică la un nivel ca acesta și nici dorința mea nu este una foarte mare pentru a mă duce pe o funcție de ales. Ceea ce înseamnă că e o modalitate de a-mi arăta respectul față de oameni. Să le spun adevărul. Și m-am spus din primul moment adevărul. Există județe, gen Brașov, Timișoara, Bacău, unde PNL și PSD au candidați comuni. Da. Acum se tot vorbește și oamenii simpli se întreabă, domne, cu comasarea, cu faptul că domnii Ciolacu și Ciuca anunță că și după alegeri vor rămâne împreună. Excludeți varianta ca la Prahova să aveți candidați comuni? Sau cum vedeți situația? Eu vă spun un singur lucru. Am ales să fiu parte din echipa domnului Virgil Nanu, în primul rând pentru faptul că este un om foarte corect și un om foarte asumat. Sunt luni de zile de când colegul și prietenul meu Virgil a afirmat clar și răspicat direcția în care politica autohtonă se îndreaptă, și anume candidat separat la Consiliul Județean, Andrei Volosev și candidat la primăria Ploiești. Lucrurile acestea se confirmă și în momentul de față cred că nu nimeni, absolut nimeni, nu mai are niciun semn de întrebare cu privire la acest subiect. Deci, în momentul de față, candidați separați. Avem o alianță pentru europarlamentare cu Partidul Național Liberal. Candidați separați la primării și la Consiliul Județean. Acum vă dați seama, nu, e mingea la fileu. Cum faceți la Europarlament? V-ați întâlnit? Ați făcut o strategie împreună? Sau care ați discutat împreună cu liberalii? Haideți să vă spun. Evit să particip la astfel de discuții, evit să particip la astfel de negocieri, întrucât încerc ca timpul meu să fie îndreptat și canalizat pe munca de la prefectură. Deci membru și atât și în echipa domnului Nanu. Sigur că da. Sigur că da. Nu particip. Adică nimeni nu poate să spună că Emil Drăgănescu a participat la vreo negociere politică. Într-adevăr, nu neg faptul că îmi place să împărtășesc din cunoștințele mele din administrație și în echipa lui Virgil, dar mă limitez la lucrurile... Asumat. Adică sigur. Vă asumați o limită. Categoric. Categoric. Cred că așa e corect să fie. Domnul Nanu, cum vedeți șanse? Evident că nu mă aștept să spuneți că sunt șanse mici. Domnul Nanu va candida la Consiliul Județean, da, a fost da. Anunțat. Dar să știți că la Timișoara, Bacău, a venit Bucureștiul. Uh-huh. Au venit domnul Ciolacu și domnul Ciucă și au zis, bă băieți, că aveți, să aveți candidați comuni. Unul la județ, unul la municipiu. De asta spun... Nu estimez șansa lui Virgil să câștige Prahova. Estimez că Prahova are o șansă dacă câștigă Virgil. Asta a fost poet acum. Serios, domnul subprefect. Asta o spun tuturor și ceea ce cred cu tărie. Păi aveți și argumente? Da. Care sunt? Parcursul lui profesional, modul în care lucrez cu el la prefectură, faptul că nici măcar un obiectiv pe care și l-a propus nu a fost nerealizabil sau nerealizat. Și aici vorbesc de foarte multe lucruri pe care eu le știu, că Virgil a făcut la cadastru.
și anume primul oficiu digitalizat în țară, faptul că la prefectură, prin implicarea lui directă, am depășit niște crize foarte, foarte, foarte mari în Ploiești, realizările de aici și îl văd maniera în care lucrează. Eu vreau să vă spun așa, și știți că eu sunt un om care nu mint. Virgil are prima întâlnire la birou la ora 7 fără un sfert și nu ajunge niciodată mai devreme de 12:01 acasă. Și atenție, nu pentru că este în campanie electorală, ci pentru că nu există să nu finalizeze un proiect sau dacă își propune ceva. Și de aia cred că va avea puterea și să câștige și să-și aleagă o echipă bună și să ducă un mandat de minim, de fapt nu, minim două mandate reușite. E ceea ce cred eu. Două mandate? Minim. Minim, pentru că îl cunosc. Ca să câștige, vorba cuiva, nu am să știți la mine decât mine, că politica e pe voturi. Da. E matematică, adică da. Dincolo de doctrine, dincolo de... ca în jocul acela, țară, vrem ostași. A fost o perioadă, acum apare calmă, că s-a calmat. PSD a luat primar de la PNL, PNL-ul nu prea luat de la PSD, cel puțin în spațiu public, în Prahova, domnule Drăgănescu. S-a țipat pe la colțuri, nu e corect. De ce ne fură PSD-ul primarii noștri? PNL-iștii, PSD-ul, și noastră a țipat, domnule, de ce a luat PNL-ul? Nu știu că PNL-ul va lua vreun primar. Din câte știu eu, nu, dar v-am spus. Poate nu am cunoștințele necesare. Am înțeles, nu vreți să... Cum vedeți schimbul ăsta de primar de la stânga la dreapta? Un primar PNL, citeam un observatorul că a plecat fiindcă s-a simțit neglijat. Adică și niște explicații de astea. Vă știu un om cu coloană vertebrală, cum se spune, și asta vă întreb. Dar mă rog, spuneți-mi, mă rog, de ce a fost schimbul ăsta de primari? Cred că aceste schimburi apar la fiecare scrutin. Și ele nu pot fi nici controlate foarte bine de conducerile județene de partid, nu pot fi nici oprite. A fost o vânătoare a PSD-iștilor să vâneze primar liberal? Nu. Știți ce se întâmplă dacă afirmația mea este falsă, următoarea mea afirmație este falsă, mi-o asum. Ce cred eu este că acei primari care au trecut în barca PSD la județ, îl știu foarte bine pe Virgil. Și au lucrat cu el și știu ce fel de om e. Asta e ceea ce cred eu. Deci au venit în partid pentru domnul Nanu. Eu așa cred. Pentru că totuși Virgil este un om care prin slujba anterioară, dar și prin asta de prefect, a rezolvat problemele din fiecare localitate care au ținut de competențele lui. Și eu, fiind lângă el, am observat că niciodată nu a făcut o diferență între primari pe culoare politică și dacă a fost solicitat, a fost prezent oriunde. Cine cui a furat mai mulți primari? Aveți o statistică? Statistica pe care o aveți... Sunteți bara-bara, sunteți X1, 2, cum e? Nu, statistica e cea pe care o aveți și dumneavoastră. A dumneavoastră ați luat mai mulți, înseamnă? Da, din cunoștințele mele, da. Ce veți mai lua? Din cunoștințele dumneavoastră? Tocmai v-am spus că nu particip la astfel de negocieri și... M-ați fentat cu răspunsul ăsta, că nu vreți să răspund? Nu, știți? Nu, chiar nu știu, pentru că evit să particip la astfel de negocieri. Bun, haideți să trecem puțin și pe la prefectură, să vorbim puțin despre prefectură, domnule Drăgănescu. Spuneți-mi, vă rog, vorbeam într-o emisiune precedentă și amândoi am picat de acord, ca și cei care ne urmăresc. Domnule, la un moment dat aerul în Ploiești este irespirabil. Și dumneavoastră simțiți, și eu, adică toți respirăm. Da. Care este situația? Cum o mai vedeți? Ce vă mai spun instituțiile? Fiindcă și, știu că vă pasă că și v-ați locuiți în Ploiești, că atare nu respirați un aer curat. Adică mă gândesc că aveți și un interes personal. În mandatul nostru s-au demarat primele acțiuni de amploare cu privire la monitorizarea calității aerului. În mandatul nostru, principalele primării de pe raza poluatorilor au terminat planurile de măsurare și combatere a poluării. Lucru care a trenat
ani de zile. Stați așa, ce ați zis, că un plan de... Planul de măsuri împotriva, mai pe înțelesul tuturor, da? Împotriva poluării... Și nu mai există poluare? Sau ce planul ăsta ce prevede? Nu. Gândiți-vă în felul următor. Noi ne-am asumat, în primul rând, să încercăm să aducem la cunoștința tuturor ploieștenilor, în primul rând la cunoștința ploieștenilor, pentru că aici sunt majoritatea sesizărilor, modul în care sunt poluați, cu ce sunt poluați și care sunt riscurile. Acest lucru l-am făcut prin montarea în premieră în județul nostru a unor laboratoare mobile ale APM-ului și cei care ne-au urmărit comunicatele de presă și intervențiile au văzut, urmând ca după fiecare măsurare în diferite locuri să venim și să prezentăm public lucruri pe care le-am și făcut, rapoarte. Și am văzut că în perioada de iarnă erau emisii de un anumit tip care erau provocate în zonele mărginașe unde sunt case, de arderile masive din sobe și de la gătit, că în centru era foarte multă poluare din cauza mașinilor și așa mai departe. Și mai mult decât atât, în momentul de față ne pregătim să finalizăm un raport foarte amplu prin care vom aduce la cunoștința opiniei publice și totalitatea investițiilor marilor poluatori în sisteme de protecție și de filtrare. Asta vreau să vă întreb. Mari agenți economici. Bun, Ploiești oraș industrial, nu de ieri de asta, azi. Asta vreau să spun. Adică lumea trebuie să vadă și sub nicio formă, noi că în fond trăim în orașul ăsta. Noi nu suntem aici să luăm apărarea cuiva sau să acuzăm pe cineva. O să vedeți că acești mari poluatori au investit enorm în fel de fel de sisteme și echipamente de protecție, ca să comparăm un pic cu, nu știu, să zicem anii 90, în care emisiile erau mult mai puternice, se producea mult mai mult, sistemele de protecție erau nu atât de performante și o să vedeți că, paradoxal, pe lângă factorul olfactiv, care contează foarte mult și el e primul care induce panică, ne expunem multor riscuri, nu neapărat de acolo. Ne expunem multor riscuri din cauza, în primul rând, a autoturismelor, al doilea rând, al arderilor casnice, și aici vorbim de centrale, vorbim de lemne și așa mai departe, a prafului. Deci sunt mulți factori cumulați. Într-adevăr, în mintea omului, atunci când apare... Și a mea. A tuturor. Atunci când apare acel miros provenit de la rafinării, în special că de ele vorbim, să induce și această mare panică. Noi nu spunem că e albă sau neagră. Noi venim în fața dumneavoastră și vă prezentăm cifrele și cauzele poluării. Acele laboratoare mai sunt la ora actuală în Prahova? Bine, sau cum este? Bineînțeles. Sunt laboratoare performante? Foarte performante și vă rog, după ce încheiem, să verificați atât pe paginile prefectului cât și ale instituției modul în care noi comunicăm pe tema asta și cum prezentăm rezultatele. Și câte laboratoare sunt? Știți cumva câte laboratoare sunt în Prahova? Da. Pe lângă... Unde sunt... În perioada asta? În perioada, tocmai am încheiat o sesiune în fața aparatului administrativ din Ploiești, adică kilometru zero. Iar din câte înțeleg... Vau veni rezultatele? Sigur că da, le-am prezentat. Sunt îngrijorătoare? Vă îngrijorează? Ele au fost rezultate într-o lună de iarnă, în perioada în care a fost și foarte ger și în care... au existat toate condițiile ca cifrele să fie îngrijorătoare. Și de ce spun că au existat toate condițiile? Era în săptămâna respectivă, au fost multe zile noroase, cu plafon de nor jos, ceea ce facilitează poluarea pentru că nu se produce gazele. Mai mult decât atât, a fost foarte frig, ceea ce a însemnat că oamenii au dat drumul la centrale puternic, la sobe și așa mai departe. Și mai mult decât atât, și valorile de trafic au fost foarte mari în perioada aia. Dar, paradoxal, nu au fost depășiri decât la acești indicatori de care vorbeam proveniți din arderile casnice. Serios? Serios. Dar rezultatele laboratoarele sunt de ultimă generație, cum nu există în România.
Și cine? În administrare? Agenția pentru Protecția Mediului. Prahova. Sigur. Și câte are? Trei? Nu, din câte știu eu, în momentul de față sunt patru. Și foarte performante, poate vă întreb. Foarte performante. Acele laboratoare poate să indice la un moment dat, că știți că au fost discuții în Ploiești, el poluează. Poate să indice și sursa poluării? Cu siguranță. Deci vreau să spuneți că la ora actuală există premisele și zilele trecute când toți au zis, domne, miroase rău de tot. Da. Adică, nu-mi dau seama, domnul subprefect, ideea e că trebuie și acționat împreună. Mă bucură că, ce a spus mai devreme, marii agenții economici au făcut investiții și poate ne prezentați în viitor. Și rapoartele sunt pe cale să fie finalizate și v-aș ruga ca pe acest subiect să invitați la un moment dat directorul Agenției pentru Protecția Mediului, care vă poate spune cu subiect și predicat lucrurile pe care acum eu vi le-am spus mai... Într-un limbaj comun. Că sigur, nu. Dar oamenii zic, bă, miroase și uite că. Da. Spuneți-mi, vă rog, viitorul apropiat de schimbă vreun director de concentrată, veți propune? Sunteți nemulțumit cu alte cuvinte de o direcție, de activitatea vreunei direcții din Prahova? Nu. În momentul de față avem o colaborare bună cu majoritatea directorilor de deconcentrate. Vreau să spun că fie că vorbim de servicii care nu sunt neapărat în subordinea mea, ci ale colegului meu Marius Soare, și aici vorbesc de permise și de pașapoarte, sunt înmatriculări permise și pașapoarte, pe de cealaltă parte sunt niște oameni care muncesc enorm, se confruntă cu probleme, au deficit de personal, dar vedeți că așa a fost să fie. În mandatul prefectului Virginanu și al subprefectului Emil Drăgănescu și, bineînțeles, a colegilor noștri, celălalt subprefect și cei de la serviciile comunitare, avem un serviciu de permise și înmatriculări, cum nu mai există în țară, la niște standarde extraordinare, oamenii se programează frumos online, dacă ajung mai devreme se duc la mall. A fost foarte bună ideea cu mall-ul, sincer. Am apreciat-o. E altceva, adică... Au unde să stea, nu e absolut nicio problemă. Nu dai un alt aer decât cu ghișeile acelea mici. Bineînțeles. Este de apreciat Da, iar lucru. Pe partea cealaltă, în ceea ce privește strict activitatea serviciilor de concentrate, avem oameni care, în general, sunt specialiști aflați acolo de mult timp, care au rezultate, care nu au probleme, care nu au reclamații și nu, de ce să nu... Și aici vorbim de oameni care cunoaștem că au simpatii politice, e de notorietate că au simpatii politice, dar încercăm să vedem oamenii ăia prin prisma profesiei și prin prisma a ceea ce fac în cele 8, 10, 12 ore de serviciu. De ce să spun eu ceva de doamna Cristina Stoichici de la AJOFM? De ce să spun eu ceva de doamna Dumitra Ionescu de la ITM? Oameni de atâta, de ce să spun eu ceva de domnul Viorel Călin de la Casa de Pensii sau de doamna domnul Stratula de la DSV? Nu am motive în momentul de față să spun ceva de acest. Asta spuneți așadar după ora 4-5 e treaba lor ce fac și politic. Ideea e că în acele 8-10 ore pe care le petrec la muncă... Și nu numai. De câte ori îi solicităm, important este ca noi, cei care avem funcții de decizie, să înțelegem că oamenii ăia și funcțiile lor nu au legătură cu politicul. În momentul în care percepția noastră se va schimba, e evident că lucrurile o vor lua razna. Și de-aia e important ca în prefectură să fie niște oameni care provin din sistemul public, care știu să gestioneze situațiile astea. Ultima întrebare, spuneți-mi, vă rog, își fac mai bine treaba departamentele juridice, dacă ne uităm la Ploiești, se pare că nu, sau consiliile locale din județ, prefectura supervizează și legalitatea hotărârilor de consiliu local, domnule subprefect, care este situația, cum apreciați situația la nivel general? Păi haideți să vă spun, prin puterea exemplului, numai de mult de acum câteva luni, ni se zâmbea ironic în față, spunându-ne nouă prefecturii cât de inconștienți suntem atunci când contestăm anumite hotărâri, că vorbim de Consiliul Local, că vorbim de al Ploieștiului, că vorbim de alte consilii locale,
și mă întorc la mult mediatizatul subiect al Parcului Municipal Vest. Iată că prefectura, atât de hulită în momentul respectiv, s-a dovedit că a avut pe deplin dreptate. Nici o acțiune nu a avut loc nici în instanță, să conteste decizia noastră, să ne pună la zid. Absolut totul a fost foarte clar și oamenii cărora noi le-am acordat întreaga noastră susținere, adică specialiști din prefectură, au dovedit încă o dată ca 96% din cazurile în care acționează în instanță că au dreptate. În teritoriu? În teritoriu sunt foarte multe probleme, extraordinar de multe probleme, foarte multe hotărâri de consilii locale adoptate cu încălcarea dispozițiilor legale. Dar aici, scuzați-mă o clipă, aici cine se face vinovat? Ori faptul că aleșii locali spun, lasă domne, trecem peste juridic, peste nu, departamentul nu juridic, neapărat. Ori juristul care nu cunoaște legea și să semnează... Să știți când consider eu că sunt cele mai delicate situații? Atunci când, și avem multe, atunci când secretarul primăriei vine și îți spune că nu ai dreptate, tu Consiliul Local, da. Și tu Consiliul Local adopți totuși acea hotărâre. Fără viza secretarului. Fără viza secretarului. Cred că ăsta este primul lucru care trebuie să ne îngrijoreze. Da, foarte des. Adică îți lasă-ne, domne, cu secretar, cu juridicul tău. Foarte des se întâmplă, numai că de fiecare dată intervenim noi și cerem în instanță, ne ducem direct în instanță prin acest demers de drept se suspendă hotărârea respectivă și aleșii locali înțeleg că, de fapt... Deci amatorismul secretarilor mai ușor e foarte scăzut. În general, niciun primar nu poate să își dorească să aibă în aparatul lui un secretar slab. Și atunci vă dați seama că omul respectiv, pe lângă faptul că uneori îl nemulțumește pe primar, ca în cazurile anterioare, dar de cele mai multe ori îl protejează. Cu cine veți vota la primăria Ploiești? Cu candidatul PSD. Are nume sau? Sigur că da. Sigur că da. Cu Andrei Golosevici. Deci a rămas. Da. Și va rămâne, de fapt. Păi... Deci, când am înțeles, votați cu domnul Volosevici. Da, voi vota cu candidatul PSD Andrei Volosevici, voi vota la Consiliul Județean cu Virgil Nanu și la europarlamentare cu Alianța PSD-PNL. Sigur că da. Vă mulțumesc, domnule subprefect Emil Drăgănescu, a fost o plăcere ca de obicei. Vă doresc succes. Aici punem punct emisiunii Proces Verbal. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși!